UTA a învins Oțelul Galați cu scorul de 3-1 și și-a atins obiectivul cu 3 etape înainte de final. Galățenii au fost mai buni în prima repriză, dar nu au marcat. Prilej pentru Mircea Rednic să repare lucrurile la pauză, din indicații și schimbări. Veniți de pe bancă, Lucasen și Pop au marcat, dar omul meciului a fost Omondi, cu prima reușită a meciului și alte două pase decisive. Nu pot să fiu decât dezamăgit de rezultatul final, pentru că echipa mea a făcut o partidă bună din punctul meu de vedere, atât prima cât și în a doua repriză, chiar dacă adversarul nostru a speculat niște greșeli și știam că este foarte periculoasă pe contraatac, a speculat niște greșeli individuale a unor jucători de-a mei care la acest nivel nu prea se fac, adică la mine simple să pierzi mingea și să adversarul să declanșeze contraatacul. Ne-a lipsit organizarea, am încercat să, după primul gol, să revenim, la fel am greșit la al doilea gol individual și practic meciul s-a închis din punctul meu de vedere la 2-0. Echipa, încredere, calitate și asta cred că a făcut diferență. Răbdare. E o filozofie foarte simplă, sănătoasă, 2024, da? Dacă el a răspuns așa, eu îi respect și îl respect pe Dorinel Munteanu, dar hai să nu exagerăm. Da? În perioada noastră aveam antrenamentele astea spartane, dar eram și fotbaliști.